de fața ta de la Rob Liman, cartea lui Rob Liman, trebuie să spun că am scris și chiar o să apară acum în Idei în Dialog un articol în care sunt foarte dură la adresa reformei învățământului, tocmai pentru că a distrus acest cadru al valorii și pentru că a orientat această gândire care totuși ducea la un ideal de cunoaștere care apropie de înțelepciune, deci practic modelul căutării raționale a înțelepciunii, adevărului, prin cunoașterea, inclusiv prin alte liberale, deci prin cunoașterea bazată pe facultățile raționale ale omului, pe facultățile naturale. Deci acest model a căzut și practic căzând acest cadru, practic cine mai vrea acum să caute adevărul cu rațiunea nu mai poate face decât pe compropriu, ca un autodidact. Ce înseamnă asta, Tereza, să cauți cu rațiunea proprie adevărul? Înseamnă, cum spuneam și înainte, să pui întrebări, adică să nu te mulțumești cu imagini, cu senzații, ci să spui, de pildă am aici un obiect, o carte, nu, chiar dacă fac abstracție, pentru că eu am scris-o, dar totuși, ce este, să zicem că n-aș ști, că aș ști că este o carte oarecare, ce este acest obiect? Și primul răspuns utilitar, fi sigur, este o carte apărută la editura Gutenberg, care are rolul de a fi citită, sper, mă gândesc, un răspuns filozofic ar fi este un artefact. Un răspuns și mai filozofic ar fi o bucată de materie. Deja răspunsul ăsta devine inutil în economia utilitară. Adică, bun, și ce, o bucată de materie. Adică, asta ne dăm seama că în economia utilitară nu e așa important. Și totuși, pentru gândirea filozofică care privește lucrurile în totalitate și care, sigur, separă, adică distinge materie de imaterial sau de spiritual, asta e important. Și e important să continuăm să gândim în sensul ăsta, în care noi mai mulțumim cu funcția utilitară a obiectelor, pix, stilou, ceas, etc., și cu, pur și simplu, să mergem mai departe și să întrebăm asupra principiilor. Asta înseamnă să fii filozof. Chiar în ce privește oamenii, deja că începem să ne punem întrebarea, care este principiul constitutiv? Principiul constitutiv nu poate fi Horia sau Tereza sau... Principiul constitutiv e undeva, este, ține de ceva prim, de ceva care este pur și simplu un temei și care poate fi gândit, indiferent de accidentele care ne constituie pe noi ca persoană, nu, deci de forma corpului și de celelalte accidente. Ei, atunci, cred că putem găsi un răspuns la întrebarea de ce a fost evacuată filozofia. Pentru că au venit științele specializate, care oferă răspunsuri bine circumscrise, testabile și care, în plus, lucru senzațional pe care umanitatea l-a dorit întotdeauna, conferă putere. Asta și mai e ceva. Este, într-adevăr, drama pornește din locuirea lui Sapiencia cu știința. Și asta, unii spun că chiar Toma de Aquino ar fi făcut greșeala asta fără să-și dea seama de consecință. Deci a vorbit despre o știință a metafizicii și nu despre o înțelepciune a metafizicii. Ceea ce din start, acum cu toate lăsând o parte atașamentul meu pentru Toma, este, consecința este asta, că în momentul ăsta știința a ajuns să înlocuiască orice înțelepciune. Ori problema cu știința este, așa cum bine ai spus, cu puterea și mai este cu faptul că ea ne oferă chiar politicul niște idealuri de guvernare rațională care nu includ sau nu presupun totdeauna binele. De exemplu, Auschwitz era un loc perfect rațional, era organizat impecabil. Din punct de vedere științific, pozitivist, era extraordinar. E cam șocant. Știu, dar... Pentru că ignor scopul. Tocmai, știința ignoră scopul. Deci bomba atomică... Deci tu spui așa, din punctul de vedere al organizării, era ceva perfect model. Sigur, era o întreprinză o impecabilă. O gestionare foarte bună. Extraordinar de eficientă. Eficientă. Numai că știința ignoră scopul. Și dacă are un scop, nu garantează nimic prin ea însă și că acest scop e unul bun. Deci știința nu presupune prin ea însăși un scop bun și adevărat. Atunci filozofia, dacă la început a fost identificată cu științele și științele treptat s-au desprins din ea, acum își poate păstra locul punând întrebarea referitoare la scopuri, la idealuri? E, asta este. Deci vocația filozofului este și acela de a ne aminti de finalitate. Deci eu astăzi pot să dau un răspuns la întrebarea ce este această cantitate de materie. Sigur. Dar nu pot să dau un răspuns fără rest la întrebarea care este gândul Terezei Brândușa Palade referitor la Atena și Ierusalimul.
Da, nu, dar chiar rămânând la obiect și nu la conținut, deci la ce am scris în cartea respectivă, asta, ideea ar fi că chiar dacă răspunsul științei există și unul foarte exact, acel răspuns tot nu mă trimite la principiu, pentru că totuși acea materie, chiar dacă această materie este vizibilă, știința poate cu ajutorul microscopelor și al aparatului să descompună acele microparticule și să vadă ce sunt, atomi, există și unde electromagnetice, deci poate să facă toate astea. Pe de altă parte... Cu ajutorul teoriilor, trebuie spus. Și cu ajutorul teoriilor, asta iarăși e important. Deci unei priviri care deja nu e numai empirică, sigur. Dar, pe de altă parte, acel lucru invizibil, pe care numai o intuiție contemplativă, și aici e marele cuvânt, contemplația, de fapt, asta este cheia. Pentru că a nu fi capabil să contemple aceste principii, care nu se văd, dar care sunt totuși, pot fi intuite de către mintea care le contemplă, le privește, înseamnă nu fi, de fapt, capabil în sensul propriu de o inteligență filozofică. Deci, și eu pot să spun că nu eram capabilă de inteligență filozofică în măsura în care nu puneam astfel de întrebări. Chiar dacă avem doctorat în filozofie cu magna cum laude. Deci nu asta e cheia. Sau predam filozofie. Nu asta e problema. Deci problema este măsura în care reușește ca și când un avion decolează. Deci mintea omenească, în momentul în care se ridică dincolo de vizibil și de sensibil și de material, ca și când decolează față de sensibil și a zborul. Asta este gândirea, inteligența filozofică în momentul în care reușește să se desprindă de material și se ducă la principiile prime, ceea ce numim filozofia prim. Și care este o, până la urmă, nu poate fi obținută decât prin contemplație. Aici o contemplație care seamănă bine cu contemplația religioasă. Pentru că e una gratuit. Și da, chiar... Dar cum arată contemplația asta? Cum arată? Deci, pot să spun niște lucruri ajutătoare. Deci, a spus, de pildă, că cine este incapabil să admire, este incapabil să contemple. Monseniorul Ghica spunea la un moment dat că cine nu e capabil de admirație, nu poate înțelege nimic. Deci este un act, de fapt, trebuie să înțelegem în termeni actului, este un act ca și când e o privire, ca și când o privire care stăruie și care mai mult admiră și chiar iubește ceea ce admiră. Deci, cu ce aș putea să o numesc, să o compar, cu privirea care admiră, pur și simplu, dezinteresat, și care descoperă, cunoaște iubind. Deci de asta spun că seamănă cu contemplația religioasă. Sunt lucruri care nu sunt foarte, deloc străine. De acord. Însă aș vrea să o luăm puțin mai pe destru. Da. Și anume, ce privesc din lume cu admirație ca să ajung la contemplație? Bună oară, această bibliotecă, acest leu, aceste căni, cum se naște privirea filozofică? Iarăși, prin întrebare. Deci, eu nu sunt înger, prin urmare, nu o să pot să pătrund așa dintr-o privire. Am nevoie de un proces, am nevoie de o activitate a rațiunii. Deci, am nevoie de un efort. Prin urmare, nu pot să fac direct, decât dacă îmi pun niște întrebări. Dar întrebările acelea trebuie să țintească spre finalitate. Care e finalitatea acestui obiect? Deci, când omul se întreabă de ce mă doare măseaua? Da. Răspunsul îl dau științele, medicina, practica medicală, etc. Dar dacă se întreabă de ce mă doare tocmai pe mine măseaua, asta este o întrebare care face un pas dincolo de... A pus-o și Wittgenstein, da, și răspunsul, mă rog, e discutat. De ce mă doare pe mine măseaua, da, este un prim pas și un altul este să-mi pun întrebarea de ce există această suferință în viața mea? Asta e întrebarea, e minunat că ai spus asta, pentru că asta e întrebarea pe care și-o pune Ioan Paul al II-lea în Salvifici Doloris, care e o scrisoare apostolică, nu e enciclică, și care e o scrisoare foarte filozofică, chiar nu știu... Admirabilă. Este extraordinară și care, întrebarea este care este sensul suferinței, exact după ce a avut atentatul din 1981, la 13 mai, a fost împușcat în piața Sfântul Petru. Și atunci el, după ce a suferit, sigur, era în pericol de moarte, nu a suferit enorm atunci, a scris această scrisoare care începe cu întrebarea care este sensul suferinței și unde elimină, acolo face fenomenologie. Deci, practic, elimină toate aceste răspunsuri ale medicinei, ale psihologiei și ajunge la întrebarea legată de misterul iniquitatis. Asta, în momentul în care ajungi la acest răspuns legat de ce există răul, misterul iniquitatis, de ce există nedreptate,
Asta este deja...